Numeri, Bemidbar, capitolul 32. Fiii lui Reuben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iazer și țara Giladului erau un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Reuben au venit la Moșe, la preotul Elazar și la mai mari adunării și le-au zis: Atarot, Dibon, Iazer, Nimra, Heshbon, Elale, Sebam, Nebo și Beon, țara aceasta pe care a lovit-o Iahua înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite și robii tăi au vite. Apoi au adăugat: dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iarden. Moșe a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Reuben: frații voștri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici? Pentru ce voiți să muiați inima copiilor lui Israel și să-i faceți să nu treacă în țara pe care le dă Iahua? Așa au făcut și părinții voștri când i-am trimis din Kadesh Barnea să-i scodească țara. S-au suit până la valea Eșcol și după ce au iscodit țara, au înmuiat inimile copiilor lui Israel și i-au făcut să nu intre în țara pe care le-o dădea Iahua. Și Iahua s-a aprins de mânie în ziua aceea și a jurat zicând: oamenii aceștia care s-au suit din Mițraim de la vârsta de 20 de ani în sus nu vor vedea țara pe care am jurat că o voi da lui Abraham, lui Isaac și lui Iacob, căci n-au urmat în totul calea mea, afară de Caleb fiul lui Iefune, chinezitul, și Iehoșua fiul lui Nun, care au urmat în totul calea lui Iahua. Iahua s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a făcut să rătăcească în pustiu timp de 40 de ani până la stingerea întregului neam de oameni care făcuse rău înaintea lui Iahua. Și iată că voi luați locul părinților voștri ca niște odrazle de oameni păcătoși ca să faceți pe Iahua să se aprindă și mai tare de mânie împotriva lui Israel. Căci dacă vă întoarceți de la el, el va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească în pustiu și veți aduce pierderea poporului acestuia întreg. Ei s-au apropiat de Moșe și au zis: vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. Apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel până îi vom duce în locul care le este rânduit și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite din pricina locuitorilor țării acesteia. Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lui. Și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iarden, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea noastră dincoace de Iarden la răsărit. Moșe le-a zis: dacă faceți așa, dacă vă înarmați ca să luptați înaintea lui Iahua, dacă toți aceia dintre voi care se vor înarma trec Iardenul înaintea lui Iahua până ce va izgoni pe vrăjmașii lui dinaintea lui și dacă vă veți întoarce înapoi numai după ce țara va fi supusă înaintea lui Iahua, atunci veți fi fără vină înaintea lui Iahua și înaintea lui Israel și ținutul acesta va fi moșia voastră înaintea lui Iahua. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva lui Iahua și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Zidiți cetăți pentru pruncii voștri și o coale pentru vitele voastre și faceți ce ați spus cu gura voastră. Fiul lui Gad și fiul lui Reuben au zis lui Moșe: robii tăi vor face tot ce poruncește Domnul nostru. Pruncii noștri, nevestele, turmele noastre și toate vitele noastre vor rămâne în cetățile Giladului. Iar robii tăi, toți înarmați pentru război, vor merge să se lupte înaintea lui Iahua, cum zice Domnul nostru. Moșe a dat porunci cu privire la ei preotului Elazar, lui Iehoșua, fiului Nun, și capilor de familie din semințiile copiilor lui Israel. El le-a zis: dacă fiul lui Gad și fiul lui Reuben trec cu voi Iardenul înarmați cu toții ca să lupte înaintea lui Iahua, după ce țara va fi supusă înaintea voastră, să le dați în stăpânire ținutul Giladului. Dar dacă nu vor merge înarmați împreună cu voi, să se așeze în mijlocul vostru în țara Cnaanului.
Fiii lui Gad și fiii lui Reuben au răspuns: vom face tot ce a spus robilor tăi Iahua. Vom trece înarmați înaintea lui Iahua în țara Cnaanului, dar noi să ne avem moștenirea noastră dincoace de Iarden. Moșe a dat fiilor lui Gad și fiilor lui Reuben și la jumătate din seminția lui Menașe, fiul lui Iosef, împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, și împărăția lui Og, împăratul Bașanului, țara cu cetățile ei, cu ținuturile cetăților țării de jur împrejur. Fiii lui Gad au zidit Dibonul, Atarotul, Aroerul, Atrot Șofan, Iazer, Iogeha, Bet Nimra și Bet Haran, cetăți întărite, și-au făcut staule pentru turme. Fiii lui Reuben au zidit Heșbonul, Elale, Kiriataim, Nebo și Baal Meon, ale căror nume au fost schimbate, și Sebam, și-au pus alte nume cetăților pe care le-au zidit. Fiul lui Machir, fiul lui Menașe, au mers împotriva Giladului și au pus mâna pe el. Au izgonit pe amoriții care erau acolo. Moșe a dat Giladului lui Machir, fiul lui Menașe, care s-a așezat acolo. Iair, fiul lui Menașe, a pornit și el și a luat târgurile și le-a numit târgurile lui Iair. Noba a pornit și el și a luat Kenatul împreună cu cetățile care țineau de el și l-a numit Noba după numele lui.